Seara. Cam cum gândesc cei din capitala țării? La noi, în București, sau în Ilfov, când vii și vrei să trăiești, trebuie să te supui regulilor bucureștene. Nicio lege nu trebuie să respecti. Dacă legea este stricată, trebuie să ieși în musai, în piața Victoriei, să strigi și să urli ca să faci o nouă revoluție. Oricine vine din provincie este automat respins de sistem. Îți spune access denied. Access denied. Access denied. Why? Because we are wise. Access denied. Dacă începi să respecti o parte din legile lor, începe access semi-granted. Bun. Când ajungi în capitală, îți trebuie pâine, bunuri și toate cele. Trebuie să ți se aducă una dintre ele reguli. A doua regulă. Da? Regula principală. Trebuie să stai încolonat în trafic. A treia regulă. Trebuie să țipi și să urli zi și noapte. A patra regulă. Trebuie să ți se aducă mâncare, bunuri și toate cele până acasă. Dacă poate să urce și cu plasa, cu sacoșă, până sus este și bine. Deja începi să treci la categoria Access Granted. Când te duci în provincie și te plimbi, nu trebuie să utilizezi mijlocul de transport feroviar sau aerian. Trebuie să stai în coloană până la Brașov sau la Poiana Brașov în fiecare weekend. Trebuie să țipi și să urli că vrei autostradă până la Brașov. Deși nu știu dacă s-ar muta tot Bucureștiul până la Brașov pe acea autostradă, cum ar arăta Brașovul? Regula numărul 5. Când ies din București, bucureștenii au prioritate în provincie, pentru că sunt băieții wise. 5 sau 6 sau 7 sau 9. Regula următoare. Nicio regulă nu se respectă. 10. Dacă se poate și legea pumnului, că a pistolului există, este și mai bine. Următoarea regulă. Regula de bun simț nu există. Există bucureștenii vs. provincie. Următoarea regulă. Bucureștiul întotdeauna are dreptate. Nu greșește. Alege pentru toată țara prin legi democratice, prin huiduieli ca pe stadioane, prin greve spontane și toate cele.
Următoarea regulă. Ca să fie acceptat de ei, trebuie să le dai locuri de muncă numai bucureștenilor, nu provincialilor. Altă regulă. În momentul când se deschid în țară locuri de muncă, trebuie să vă supuneți firmelor care au sedii centrale în capitală sau București. Asta înseamnă că îți mulțumim, OMV, că existi la București, pentru că ai cumpărat Petrom. Îți mulțumim, Lidl, că ai deschis și ai sediu în București, Bricostor, Leroy Merlin și ce o mai fi. Important este să reușești. Dacă te muți în București, trebuie să respecti aceste reguli. Dacă nu respecti aceste reguli, este rejected sau exit sau forbiști. Și reforbiști pentru întreaga țară. Acestea sunt regulile esențiale de supraviețuire în București. Cu access granted, semi-granted sau access denied.